sunt astăzi la Călărași să mă ocup de inundații și când nu sunt inundații. Pentru că poate m-am întâlnit cu unii dintre dumneavoastră în cadrul inundațiilor pe care le-am gestionat de pe vremea când erau secretar de stat. Astăzi am venit la Călărași având practic două teme importante. În primul, trei, dacă punem și partea de prevenire a inundațiilor și a măsurilor necesare. În primul rând, m-am asigurat că toți primarii au planurile de apărare, cunosc măsurile, au luat măsurile preventive pentru a interveni eficient în cazul apelor mari, cu atât mai mult cu cât am avut cod portocaliu pe Dunăre, vom avea cod portocaliu pe Dunăre și trebuie să gestionăm eficient situațiile de ape mari. Ce înseamnă că v-ați asigurat? M-am asigurat că ei cunosc procedurile, că sunt luate măsurile necesare, că intervin și că populația este anunțată atunci când sunt codurile portocalii anunțate. Am pus însă accentul, pentru că suntem oarecum într-o perioadă mai liniștită, am pus accentul pe măsurile pe care trebuie să le luăm de acum încolo, astfel încât să putem gestiona fenomenele acestea meteorologice extreme, secete și inundații, mai bine. După inundațiile din 2006, cu care județul dumneavoastră s-au confruntat în mod... Da, vai mama noastră. Deci, după inundațiile din 2006, la nivelul Ministerului Mediului s-a demarat un studiu pentru a reamenaja și redimensiona Dunărea, lunga Dunării, pentru a face față fenomenelor meteorologice extreme. Atunci, guvernul Tăriceanu a aprobat prin hotărâre de guvern un studiu care ar fi trebuit și implementat începând cu anul 2008, studiu care a fost făcut de la intrarea Dunării în țară, de la Porțile de Fier și până la Galați. A fost un studiu prin care, pe de o parte, s-a evaluat terenul, făcându-se niște zboruri după ultima tehnologie, pentru a vedea terenul, forma terenului. S-au făcut niște evaluări din punct de vedere economic, social, de mediu din lunga Dunării. S-au rulat modele hidraulice de către specialiști pentru a vedea cum ar trebui, ce fel de lucrări ar trebui făcute pe Dunăre, astfel încât să facem față unor debite așa zise istorice. Din păcate, studiul a fost finalizat și a rămas doar la faza de studiu. Ne-am mai confruntat cu inundații pe Dunăre, au mai fost declarații că ar fi trebuit făcut un astfel de studiu. Eu vreau să ne asum în calitatea mea de ministru promovarea acestui studiu și punerea lui în practică. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre el. Aveți harta cu propunerile pe care ni le-au făcut specialiștii pentru soluția de mijloc recomandată de către ei. Specialiștii au spus că avem trei variante. Prima variantă, să renaturăm complet Dunărea, să nu avem niciun fel de dig, așa cum era ea înainte de realizarea digurilor. Ceea ce nu se poate din punct de vedere economic și social, fiind multe comunități și activități economice în lunga Dunării. A doua variantă, adică o altă soluție propusă, să facem digurile și mai înalte, să le consolidăm și pe acestea care sunt acum, dar în unele zone să le facem și mai înalte. Estimându-se că sunt costuri foarte mari și pe de altă parte că n-am putea asigura gradul de apărare împotriva inundațiilor propus, și o soluție mixtă, prin care să întărim, să consolidăm digurile în zonele locuite și în zonele cu activități economice, să facem niște poldere, niște buzunare laterale, prin care în perioada de ape mari să putem prelua debite, și, dar în rest să fie pretate pentru agricultură, și să facem zone umede acolo unde terenul este pretabil pentru așa ceva. Studiul a recomandat ca de-a lungul Dunării să se realizeze incinte indiguite pretabile pentru agricultură pe 43,3% din lungime, pe incinte mixte agricole, poldere, acele buzunare despre care vă spuneam, pretabile pentru stocarea apei pe 40,8% din lungime, și incinte agricole pretabile pentru renaturare, pentru crearea unor zone umede, pe 15,9% din lungime. Am introdus în guvern, pentru o decizie politică, acest studiu. Am explicat că, din punctul nostru de vedere, soluția recomandată de specialiști, aceasta de mijloc, soluția mixtă, este cea care prin implementarea ei am putea apoi cel mai bine apăra comunitățile și cel mai bine gestiona inundațiile, și de asemenea ar fi o soluție aplicabilă, pentru că în teren incintele mixte se pot realiza, pentru că există și acum o parte din incinte, dar nu sunt digurile suficient de bine realizate. Zonele umede se pot realiza, de asemenea și incintele pretabile pentru agricultură se pot